Primarul Sucevei Ion Lungu este dezamăgit de numărul mic al sucevenilor care s-au vaccinat de la debutul campaniei de imunizare până în prezent. El crede că unii suceveni au ales să nu se vaccineze pentru că incidența de infectare cu SARS-CoV-2 în oraș este mică și cred că pandemia a trecut. Sigur că avem și această problemă care am spus-o la început, această rată de incidență foarte mică, care, mă rog, în loc să ne ajute, probabil că ne-a descurajat oamenii să mai vaccineze. Mulți spun, domnule, dacă tot a trecut pandemia asta, de ce să ne vaccinăm? Ori lucrurile nu stau chiar așa. Dacă ne uităm în plan extern, vedem ce se întâmplă în aceste zile la Moscova, vedem ce se întâmplă în Londra, vom vedea ce se întâmplă în toamnă. Asta este realitatea. Dar noi rămânem alături de sprijinirea campaniei de vaccinare, facem tot ce este posibil, dar lucrurile nu merg așa cum ar trebui. Pe de altă parte, primarul este de părere că ar trebui să se reducă programul de funcționare al centrelor de vaccinare din Suceava, în contextul în care cererea pentru imunizare este extrem de scăzută. Ca atare am trimis în cursul zilei de la sfârșitul săptămânii trecute, joia trecută, o adresă la Direcția de Sănătate Publică în care propunem să reducem funcționarea acestor centre de vaccinare în felul următor. La Școala Generală Miron Costin să fie de luni până vineri, de la 8 la 17, iar sâmbătă și duminică, funcție de programări, platformă și, mai special, funcție de rapeluri. Și vom, normal, acolo vom plăti un flux, pentru că apar deja probleme, că stau oameni mulți acolo, trei fluxuri și vaccinează un singur flux. La sala de sport la Colegiul Național Ștefan cel Mare, tot la fel, program de funcționare de luni până vineri, 8-17, sâmbătă și duminica, în funcție de programări din platformă și rapeluri, la fel, să normăm un singur flux. La Universitatea Ștefan cel Mare, pentru perioada 31-5, așa cum începe, până pe 31-7, practic, programul de funcționare să fie de luni până vineri, ora 8-14, un medic, un asistent și un registrator. La Centrul de Vaccinare al Iris Mall, de luni până vineri, 8-20, sâmbătă și duminica, în funcție de programări și de rapel. Sigur, aici vom lucra cu trei fluxuri, pentru că se folosesc trei feluri de vaccinuri, Moderna, Johnson & Johnson și Pfizer. La centrul de vaccinare drive-thru, la Shopping City, sigur, un flux de vaccinare acolo, pentru că lucrurile acolo merg destul de bine, cumva, de luni până duminică, între ora 8 și 20. Am avut discuții la Direcția de Sănătate Publică, nici ei, mă rog, nu au luat deocamdată o decizie, menținem câte centre de menținem, câte fluxuri de vaccinare. E clar că este o problemă care trebuie luată probabil decizii la nivel național, e destul de, mă rog, delicată. Oricum, trebuie să depunem efort să deschizi un asemenea centru, e foarte ușor să-l închizi. De la începutul anului până în prezent, peste 33.000 de locuitori ai municipiului Suceava s-au vaccinat împotriva SARS-CoV-2.